Lui și al Sfântului Duh, preacucernici părinți și iubiți frați și surori de acasă. Astăzi îl prăznuim pe Sfântul Ioan, apostolul și evanghelistul, autorul celei de-a patra evanghelie pe care o avem cuprins în Noul Testament. Și ziua de astăzi aduce cu sine o atmosferă aparte, datorită personalității pe care a avut-o acest ucenic al Domnului Hristos. Sfinții lui Dumnezeu sunt de diverse tipuri, sunt de diverse chemări și fiecare dintre noi ne alegem, îi alegem ca însoțitori în viața noastră în funcție de personalitatea noastră, în funcție de chemarea noastră, în funcție de darurile pe care le-a dat Dumnezeu. Sfântul Ioan Evanghelistul este model, este tip al omului contemplativ, al omului sincer, al omului curat și simplu în inima lui, al copilului în sensul cel mai profund evanghelic. Dacă nu veți fi ca pruncii, nu veți intra în împărăția lui Dumnezeu. Despre el avem informații și se remarcă între ceilalți 11 sau 12, incluzându-l și pe cel care l-a trădat pe Domnul Hristos, pe Iuda Iscariotianul. Și despre el înțelegem că a fost un apropiat al Domnului, sau că Domnul, potrivit personalității lui și vârstei corespunzătoare, s-a comportat într-un anumit fel față de el. Sigur că Dumnezeu iubește în mod egal, dar manifestarea dragostei sale este în funcție de personalitatea omului și de nevoile pe care le are. Despre Sfântul Ioan Evanghelistul, cei care au studiat mai mult detaliile scripturistice și istorice legate de perioada în care el a trăit, ne spun că el a fost un tânăr, poate chiar sub 18 ani, în momentul în care Domnul Hristos l-a chemat. De aceea se și poate înțelege gestul acela tandru, plin de candoare, despre care ne mărturisesc evangheliștii că la cina cea de taină și-a odihnit capul pe pieptul Mântuitorului. Vă mărturisesc că tot timpul am fost atent la acest detaliu, ca unul care și-a dorit și probabil că și dumneavoastră v-ați dorit foarte mult ca să ne odihnim capul pe pieptul Mântuitorului. Există momente în viață când e tare greu, sau oricum când nu prea găsești mângâiere de la oameni și atunci te gândești mai altfel, mai cu dorință, mai cu ardoare la întâlnirea ta cu Dumnezeu și poate că exemplul acesta al Sfântului Ioan Evanghelistul devine foarte vizibil, foarte prezent în viața ta. El a avut această șansă de a-și odihni capul pe pieptul Domnului Hristos. Și zic această șansă pentru că Domnul Hristos a fost atent la vârsta lui, a fost atent la nevoile lui și s-a comportat în consecință. Cei care erau deja mai maturi, mai trecuți prin viață, nu mai aveau nevoie de aceste gesturi sensibile, însă el avea nevoie. Mai mult decât atât, aceste gesturi pe care le-a primit din partea Domnului Hristos, această atitudine plină de căldură, de candoare, l-a marcat toată viața, pentru că el a fost printre cei curajoși și în vremea patimilor sale, pentru că tocmai în Evanghelia de astăzi am ascultat că el se afla cu mama Domnului Hristos, cu Fecioara Maria, la poalele crucii. Ceilalți s-au cam speriat, s-au cam tulburat, s-au cam înfricoșat și au fugit, s-au ascuns pentru ca nu cumva să le se întâmple și lor asemenea. Singurii dintre apropiații Domnului Hristos care au rămas prin preajmă a fost mama lui, Fecioara Maria,
și ne spune el însuși, despre el însuși, Evanghelistul Ioan, că și el era acolo la poalele crucii. Și femeile mironosițe celelalte priveau nu foarte de departe. Însă cei care erau foarte, foarte aproape erau cei doi. Fecioara Maria și Evanghelistul Ioan. Nu poți să uiți în viață niciodată, sunt convins, o prezență atât de aievă, de directă, de intimă a lui Dumnezeu în viața ta și neuitând de această prezență, te comporți în consecință. Înțelegi că viața pe care ți-a îngăduit-o Dumnezeu, cu bune, dar și cu greutăți, nu are dreptul să te despartă de ceea ce este cel mai important, de apropierea de Domnul. Ne va zice și Sfântul Apostol Pavel, cine ne va despărți pe noi de dragostea lui Hristos? Oare boala, suferința, necazurile, oamenii? Nimeni. Și acest lucru se întâmplă mai ales atunci când odată ai avut această șansă să-L simți pe Dumnezeu foarte, foarte, foarte aproape. Poate îl avantaja vârsta, pentru că atunci când ești tânăr, ești foarte curajos și ești mai puțin precaut, să zicem. Ești foarte curajos și mai mult decât atât ești, ai un spirit de aventură care apoi, din nefericire, mai târziu, odată cu vârsta, se diminuează. Și acest spirit de aventură și această disponibilitate, chiar spirit de jertfă, aș zice, l-a făcut pe el să nu se teamă și să stea lângă cruce. Pentru că atunci când te îmbrățișează Dumnezeu, te îmbrățișează pentru o viață întreagă, nu te îmbrățișează numai pentru o vreme. Și el a simțit această îmbrățișare și atunci. Ba mai mult decât atât, poate a fost printre puținii care a simțit îmbrățișarea lui Dumnezeu prin Domnul Hristos pe cruce. Probabil că cei mai mulți au simțit acest eveniment, acest moment, ca punctul maxim, ca forma maximă de umilință. Dar probabil că Ioan Evanghelistul a simțit acest episod, acest moment în viața Domnului Hristos, ca o manifestare concretă, vie, aievă, fizică a îmbrățișării pe care le-a dat-o în decursul celor 3 ani de ucenicie și pe care le-a promis-o. Când Hristos își întinde mâinile pe cruce, îmbrățișează întreaga lume și le spune tuturor, vă iubesc, și le spune la fiecare parte, te iubesc. Acesta este Dumnezeul nostru. El a intuit acest lucru pentru că a avut el însuși această experiență. Și tocmai de aceea, atunci când femeile mironosițe au primit veste de la înger că a înviat Hristos și au venit repede la ucenici, apostolul Ioan cu apostolul Petru au alergat la mormânt. Dar apostolul Ioan era mai rapid, era mai tânăr și a ajuns primul. Era neliniștit să-L vadă pe Domnul Hristos, să-L întâlnească pe Domnul Hristos. Ce-i drept că i-a fost și frică să intre în mormânt și l-a așteptat pe Petru să vină cel mai în vârstă. Să vadă, să constate amândoi. Dar oricum, entuziasmul tinereții era prezent și acolo. Și s-a dus să-L caute pe cel care l-a îmbrățișat oarecând cu puține zile înainte, la vremea cinei. Și apoi el este și cel care mărturisește de întâlnirea cu Domnul și mai ales de acea întâlnire în care erau 11 ucenici sau 10 ucenici mai întâi lipsind apostolul Toma și apoi și 11 ucenici adăugându-se și Toma în a 8-a zi de la înviere. Și tocmai de aceea el a devenit apostol, a devenit mărturisitor, a devenit propovăduitor. Și în lectura de la liturghie din prima sa epistolă sobornicească, el însuși mărturisește fundamentul propovăduirii lui. Ne spune nouă. Ceea ce noi am văzut, ceea ce noi am auzit, aceea vă propovăduim și vouă. E mare lucru să propovăduiești ceea ce tu auzi și vezi. Și aici zic că este un cuvânt pentru noi preoți, mai ales, dar pentru toată lumea până la urmă. Dar zic noi preoți, pentru că noi preoții suntem în biserică acum. Credincioșii din nefericire nu sunt împreună cu noi. De ce cuvântul nostru, deci foarte multe ori, nu este viu și lucrător? Pentru că noi nu spunem din experiența noastră. Noi spunem din experiența altora. Ce-i drept, adevărat. Dar nu e vorba de experiența noastră.
Ori el, Evanghelistul Ioan, ne dă principiul pentru, prin care noi putem să propovăduim și prin care propovăduirea noastră poate să fie adevărată. Ceea ce noi am auzit, ceea ce noi am văzut, aceea vă propovăduim vouă. Evanghelia și viața religioasă în general nu poate fi decât experiență personală. Până la o vreme poți să vorbești din cărți. Poți să vorbești de la cei care au avut ei înșiși această experiență, dar de la o vreme devine obositor dacă tu însuți n-ai parte sau nu te străduiești pentru asemenea experiență, întâlnire cu Domnul. Toată această perioadă de 40 de zile de la învierea Domnului și până la înălțare nu este altceva decât un timp care ne este dat de Dumnezeu pentru a ne folosi personal, pentru ca noi înșine să trăim acest eveniment al învierii. Eu să mă întâlnesc cu Domnul. Eu să-L văd pe Domnul în viață. Eu să mă bucur personal de lucrarea pe care El a făcut-o în lume. Ce înseamnă învierea pentru mine? Este cumva doar atâta un praznic, cel mai important praznic din anul bisericesc? Sau poate să-mi spune mie ceva? Sau poate să însemne ceva personal pentru mine? Cum trăiesc eu învierea? Preot sau credincios? Și Evanghelistul Ioan, în acest sens, ne stă ca exemplu. Și ne spune și calea prin care noi putem să avem o astfel de experiență. Să auzim și să vedem. Lumina. Îl vedem pe Hristos în lumină sau ca lumină. Și Apostolul Pavel ne explică ce înseamnă această lumină. Lumină înseamnă o viețuire frumoasă. Ne permitem să pierdem timpul cu atât de multe lucruri și să investim atâtea resorturi omenești în tot felul de lucrări care poate sunt importante, dar oricum nu la fel de importante ca investiția, cu ghilimelele de rigoare, investiția în această cale a întâlnirii cu Dumnezeu. Cât din timp îi dăruim lui Dumnezeu pe parcursul unei zile? Îi dăm 10 minute dimineața, îi dăm seara. Poate este bine. Poate este puțin. Poate nici atât nu reușim. Dar atunci niciodată nu vom reuși până la urmă să avem noi efectiv o experiență cu Dumnezeu. Pentru că, de fapt, înțelegerea noastră este foarte omenească și preocupările noastre sunt aproape în întregime dedicate lumii de aici, a lumii de jos. Însă Domnul Hristos ne cheamă pe noi cei care suntem în biserică la o altfel de înțelegere. Și în momentul în care dăruim lui Dumnezeu mai mult din viața noastră, culmea, celelalte lucruri capătă semnificație din viața socială, publică, din viața noastră zi de zi. Ne străduim să facem multe și parcă nu avem spor. Și nu avem spor pentru că noi dăruim lui Dumnezeu ceea ce trebuie să-i dăruim lui Dumnezeu. Pentru că El zice, dacă noi căutăm împărăția lui Dumnezeu mai mult decât orice, toate celelalte ni se vor adăuga nouă. Acest cuvânt se vede că trece foarte des pe lângă urechile noastre. Orice facem, mai puțin să-i dăruim timp lui Dumnezeu, în așa fel încât timpul nostru să capete valoare. Evanghelistul Ioan este cel care a rămas în istorie ca model pentru tipul omului contemplativ, cel care se roagă mai mult. Și de altfel, Evanghelia sa are un specific anume, care diferențiază pe el ca autor și scrierea sa de toate celelalte trei Evanghelie dinainte. E ceva tainic, e ceva plin de delicatețe, e ceva plin de candoare, pe care numai el, cel care a fost îmbrățișat de Domnul, a putut să scoată în evidență. Și astăzi tare ne bucurăm de sărbătoarea Lui. Și cum am reușit să ne bucurăm și să-L cinstim cel mai bine, altfel decât lecturând din Evanghelia Lui. Din cea de-a patra Evanghelie, astăzi în mod special, de altfel și în celelalte zile, dar poate astăzi în mod special. Și încercând să intuim prin cuvintele Lui, prin puținele gesturi pe care El ni le
lasă să le înțelegem, încercând să intuim ceea ce El a trăit atunci când Domnul l-a îmbrățișat la pieptul său. Și într-una din cântările pioase, îl fericim pe El și zicem, fericit apostol al iubirii. Fericit apostol al iubirii. Credem că astăzi, în zilele noastre, mai mult decât oricând, are un cuvânt de spus. Are un cuvânt de spus pentru că e mare nevoie ca să ne întoarcem la cuvântul Evangheliei, la cuvântul dragostei. Și ne-am bucurat astăzi gândindu-ne la El, la Evanghelistul Ioan, cel mai tânăr, cel care a fost mângâiat de Domnul, slujind Sfânta Liturghie în biserica din Iacobeni. Îi spuneam părintele Maia din Aur că oricând Dumnezeu ne binecuvintează cu slujirea liturghiei, acel moment se transformă într-un praznic, într-o sărbătoare. E adevărat că în această perioadă sărbătorile însoțite de liturghie au fost mai triste pentru că dumneavoastră credincioșii n-au fost împreună cu noi. Dar oricum, liturghia rămâne sărbătoare pentru că de fiecare dată când săvârșim șerfa, Hristos se coboară în mijlocul nostru. Și unde sunt doi sau trei adunați în numele Lui, acolo este El împreună cu ei, împreună cu noi. Astăzi s-a coborât în biserica frumoasă din Iacobeni și zicem noi că în întreaga lume, prin faptul că noi L-am chemat, iar El a ales ca să ne strângă și pe noi la pieptul Său, așa cum a făcut-o oarecând cu Evanghelistul Ioan. Îl rugăm pe Dumnezeu să vă binecuvinteze, să vă întărească, să vă mângâie și să aibă milă de noi, ca în foarte scurtă perioadă, în foarte scurt timp, să ne revedem în bisericile noastre. Avem această nădejde și această nădejde noi o transformăm în rugăciune și vă cerem și dumneavoastră celor de acasă, ca în această perioadă, în mod special, să intensificăm rugăciunea, pentru că în foarte scurt timp să ne putem revedea în Biserica lui Hristos. Amin. Hristos a înviat. Adevărat a înviat.